Hristos a înălțat și pacea Domnului Iisus Hristos să fie cu noi, cu voi. Astăzi vrem să facem o supă de salată și ieri au fost invitați la noi, invitați. Au venit mama lui Angi cu prietenul, cu bunica, cu o prietenă cu băiatul ei de familie și am făcut grătar și astăzi nu mai merge cu grătar, mai este acolo, dar nu mai. Facem o supă de salată și începem să facem asta supă de salată. O să vă arăt cum ce am eu, așa ceva, am un pic de slăninuță, o tăiem așa felii și facem. De aceea am s-a dus la spital să-și facă actele ca să poată să facă voluntariat acolo la spital. Nu știu când vine, ce face, dar noi o supică din asta putem să savurăm. Așa. Punem aici așa. Am și de la șoancă. Cât am putut eu să ca betonul, șoanca e tare. Cât am putut eu să iau de acolo. Pun și de aici ceva. Așa. Dar e problemă, știu că știu. Deci ne place să fie mărar, dar astăzi e luni și nu am mers niciunde și am zis că pentru o legătură de mărar nu mă duc până în piață. Nu-i departe piața de noi, nici 5 minute nu-i de noi, dar am leuștean, dar nu știu, nu cred că mere leuștean. Da, stai. Dacă vine Dacian mai repede de acolo, de unde e plecat, atunci îl trimit cu mașina, că imediat e aici. Dar dacă nu, punem ce avem. Doamne, dă să vină. Că să știți că dacă nu ai ce străbă, mai bine nu faci. Eu așa mis. O să vedem cum o ieși și așa. Mie oricum îmi place leuștean. Sună de aceea. Acum pun toată slăninuța asta în apă caldă. O spălăm puțin. Așa, aruncăm apa. Hai, Angi. Încălim aici. Să vezi ce faină fac eu zânuța mea. Așa. O să intru acolo. Deci am prăjit-o bine. Vedeți? Bine prăjită. Acum punem ceapă. Thank you.
Sărim ceapa. Și eu pun și morcov. Doamne, dar ce am să mă fac să mă, mă rușinez? De mai multe perspective. Deci, salata asta, de, adică supa de salată, nu se pune morcov, se pune numai ceapă și slănină. Da, eu vreau și morcov. Mai găsește acolo și un pic de morcov. Cred că nu ne amendează nimeni că punem ceva și de la noi adăugăm. Dacă știi ce miroase aici, numai un pic ca să pun și condimente. Nu vii aici să vezi? Deci eu pun acum puțină vegeta, pun puțină sare, așa, piper nu se cere la așa ceva. Dacă puneți condimentul, cum se zice, principal, odată cu ceapa și cu morcovul, intră dulceața aia în ceapă și în morcov de la vegeta și de la sare. Și atunci când punem apă, apa aia deja are gust. Mă înțelegeți cum spun? Deci așa trebuie, așa e regula, trebuie să pui condimentul ca să fie apa aia când o pui să fie gustoasă. Deci aici acum a intrat toată dulceața aia în, noi zicem saft, alții zice călit. În căleala asta a intrat acum toată dulceața de la vegeta și de la sare. Și atunci îi dă un gust aparte la apa când eu vreau să pun aici apă. Deci are deja gust. Deci, ceapa s-o călit. Și acum punem apă. Asta e supița noastră. Acum lăsăm să fiarbă apa. Așa. Și până fierbe apa, eu o să spăl salata. Punem capac. Acum, aceasta îi salata minunată care trebuie să o facem, să-mi iau eu un lighean, să o spălăm și o introducem acolo, în, o spăl și o tai. O fac așa mai fileuțe. Așa, vedeți? Așa. Și acum o tăiem și o punem să o spălăm. Și când e gata spălată, o să mai filmăm. Acum închid, uite așa, o desfac,
Vezi ce faină e? Foarte faină. Super. Soiul ăsta de salată îmi place. Vezi ce faină e? La țară, uite, așa făcea bunica mea. Uite, așa. Și uite, așa o punea. Da. Gata, închide și după aia o spălăm. Pregătim mărarul. Îl punem deasupra mărarul, nu-l punem acum. Ce bine miroase. La alții nu le place mărarul. Mie îmi place și mărar și leuștean. La Anca, de exemplu, un exemplu, la Anca e rău de el. Îi vine tăpăgât mărarul. Și atunci ea nu folosește mărar. Eu când îl miros, parcă mă droghez cu el. Îl avem în sânge. Eu când eram la țară, eu îl mâncam așa. Mărarul. Așa, hai să punem salata. Și să știți că e sănătos. Aici am lăsat, dar o fiert până acum slănină, șuncuța asta, slănina asta, o fiert. Dacă vreți, vă arăt, hai aici, așa arată. Mm. A, bine. Nu aia vreau. Uite, hai să-ți fac ție plăplac să nu vii. Uitați, vedeți? Dacă o tai... Păi da, trebuie fiartă. Și atunci de-abia introduci și salata. Salata, nu? Înțelegi? Mm-hmm. Acum punem salata. Asta una, două să mai ai, deci am pus două căpății de salată. Și facem așa, să amestecăm. Așa. Ce să-mi placă mie. Acum lasă-mă să trec aici. Da, da. Sigur. Da. Acum facem aici papara din ouă. Doi, patru, cinci, șase, șapte, sunt picere, șapte ouă. Cine vrea mai mult, poate să pună 10. Da. Cine vrea mai puțin, poate să pună mai puțin. Pun un pic de vegeta. Și aici, uitați aici, vedeți? Punem și aici și pun un pic de mărar. Da. Vedeți? Atâta mărar. Deci un pic. Puțin mărar. Puțin mărar. Bună ziua! Am primit în cadou cadrul ăsta. E de la bătrâna unde lucrez, ea nu mai poate să lucre. Și e aproape impecabil, aproape ca și nou. Și frânele funcționează.
așa nu mai funcționează. Nu așa. Și l-am luat cu scopul să-l dau la cineva cadou. Eu acum nu am idee cum să-l dau. Unde să încep? Să mă duc să caut oameni? M-am gândit că să fac un mic anunț pentru persoanele care sunt în Arad. Acum merge. Și lângă Arad. Cine e în apropiere? Da. Dar aș vrea să-l dăruiesc un cadou pentru cineva care nu-și permite. Îl dau înspre sănătatea noastră. Nu. Dar nu... Așa. Deșurubează-l. Să facem să... Așa. L-ai văzut? Să se știe. Da. Din casă specială. Da. Dar dacă îi generată... Și te faci dedicație. Nu, așa. Nu, m-a cunoscut. Da. Vă rog frumos să-mi scrieți în comentarii cine îl dorește. Care e în Arad, care e pe lângă Arad, Timișoara, eu știu. Îl dau cu mare drag, dar cum am spus, îl dau cu mare drag la cineva care nu-și permite să aibă un cadru și cu cea mai mare plăcere îl dau la persoane vârstnice. Păi că mi-o sper să las, că nu se știe niciodată, dar ferească Dumnezeu, nu? Sper că să nu avem nevoie de așa ceva în următorii 20-30 de ani. Dar taică doare acum 70. Tati? Da. Păi dacă trăiești 100? Trebuie 30. Nu-i problema. Dacă o să avem nevoie, trească Domnul să avem nevoie, o să luăm altul, dar pentru perioada asta, acum nu avem nevoie de așa ceva, slavă Domnului, și de ce să nu, de ce să stie aici și să nu-l folosească nimeni. Mai bine îl dau un cadou. Vă rog frumos să-l scrieți cu mare, mare drag și mai am și niște chestii care aparține. Poți aici să faci tu acum? Imediat. Mai am și așa ceva, un fel de cârje din aluminiu, reglabile pe dimensiune. Sunt foarte ușoare. Am vrut să dau la bunica lui Angi, dar au zis că nu vrea. Și decât să stea aici să nu fie folosite, cu mare drag le dau la cineva. Ok, atât am vrut să spun. Fiindcă n-am avut răbdare că aici trebuia să fac. Deci am și până acum au filmat pe Dacian că au avut are un cărucior, sau cum se spune, cadru pentru cei care nu poate să umble cum trebuie. Și au filmat acolo și aici la ministru trebuia să fac. Și facem așa. Deci cine îi până apropierea lui Arad, cine îi din Arad, cine au nevoie de cadrul din ăsta, îl dăm cu toată plăcerea să ajutăm pe cineva. Să faci un bine, foarte bine. Uitați, așa am făcut papara noastră. Băi, Daci. Și punem aici. Atâta e de grea. Dar clătita ai știut să... Cum am putut să întorc eu clătita aia? Da. Atâta e de grea. Deci cu papară, nu? Da. Asta e... Sălată cu... Sălată cu... Spune. Papară? Cu papară. Supă de salată cu papară sau ciorbă? Supă de salată. A, supă. Uitați ce primărat. Așa. Ah, primărat.
dar nu știu ce smântână e de la alimentară, dar da, acum o văd eu că nu-i cum trebuie, dacă o pun, mai fain e iaurdul, vedeți? Vezi? Mai fain e iaurdul, serios, uite aici ce fain e iaurdul, uite cum arată iaurdul. Păi gras. Dar e bio. E iaurt gras. Și uite cum arată smântâna. Nu bine, dar smântâna cât are grăsimea, nu știu. Nu știu. Mă, dacă mă uit. Deci e o smântână urâtă, nu-i după piață. Punem aici. Și mărar, nu? Și mărar. Și mărar și pătrunjel. Dar nu-i, pătrunjel nu-i, am gândit. Numai mărar. Așa, cred că e puțin ăsta, trebuie să-l schimb. Deci iaurt gras. Zici că e smântână iaurtul ăsta. Asta am găsit. Asta am găsit, asta am luat. Da. Că dacă vine și când iau un pic de supă de acolo, știi? Da. Atunci nu e destul. Dar ce faci? Așa, gata, am pus să vin. Da. Lăsăm aici mai încet. Da. N-am pus făină în smântână, nu știu de ce, trebuia să pun, cred că, și așa smântâna asta e urâtă, dar n-am pus. Mai dă un clocot și gata. Și farfuria asta, așa de bea, bolul ăsta. Acum atât să mergi. Da, sigur. Din clocul? Da. Și după aia e gata. E bun? Mai trebuie puțin sare. Mai pune. Mai pune o leacă sare. Mai pune și un pic de vegeta. Și cu asta am terminat. Și e gata zama. Supa. Dar de ce râzi? Că e foarte faină. Păi știu. Atunci de ce ai râs? Că zamă. Numai la noi se zice zamă. Supă. Supă. Eu așa am fost obișnuită la noi la țară să se zică zamă. Așa ziceau bătrâni. Tăt aia e. Ori supă, ori zamă, ori cum îi zice, tăt asta. Tot așa e aia. Nu? Perfect. Da? Ok. Zamă de salată. Da. Cine are lapte acru, poate să pună lapte acru. Da, și atunci e ciorbă. Sau? Mă, te miri ce-mi vine așa pe moment să zic. Da. Sau dacă vreți să puneți oțet? Da. Ce vreau să mai acru. Am avut o cutie mare de smântână și două de iaurt. Da. În timpul filmării, soțul meu a intrat înăuntru, a luat un iaurțel
Și a ieșit așa frumos el afară, cu un corn, cam și cornul, da, să știți. Un corn, da. Stați că vă arăt. Să vedeți că vă arăt. Da. Vă arăt ca să nu vă arăt. Uitați aici. Cornul. Că eu spun adevărul, să știți. Și-a luat un corn, și un iaurt, și-a ieșit afară frumos. Și că, am spus la Angi, filmează-l, el se ducea în curte, s-a dus la el. Da. Și noi am rămas cu un singur, da, și așa e. Cornuleț. Aia, ce un să faci? Un singur iaurt, nu cornuleț. Ei, cu un singur iaurt. Cornuleții sunt foarte buni. Da, e mâncarea mea preferată. Cu asta am terminat. Ăsta nu mai fluieră atâta. Așa, și gata, am terminat. Ok, acum pui în farfurie, așa? Da. Asta este realizarea mea. Am făcut o supică faină. Uite ce bine arată. Vedeți? Super. Și mai este câte o bucată de așa ceva. Asta mi-e place nouă cel mai mult. Dar chiar i-am găsit vreo 3 jumări. Nu? 4? Arată bine. Foarte bine. Cam atât. Mâncare ușoară, de vară, dacă vrei să o acriți cu iaurt sau acriți să puneți smântână sau puneți chiar și lapte dulce să fiarbă, deci nu e nicio problemă. Și alții pune și usturoi, eu nu am pus, usturoi, am pus numai doar mărar, că nu la toată lumea îi place usturoiul și atunci nu fac o oală de mâncare și să nu mânce de familie. Așa mi-am pus și gata. Am făcut, har Domnului, o oală, o oală de mâncare. Cam atâta e tema pentru astăzi. Vă dorim o zi minunată. Domnul să fie cu voi, să vă călăuzească peste tot unde umblați și unde sunteți. Vă dorim numai bine și viață lungă, sănătate, la revedere, pace.